Nefericitul accident s-a petrecut sâmbătă după amiază. Doi frați de 12 și 14 ani din Salcea au mers împreună cu un vecin de 13 ani să facă baie în apa râului Suceava pentru a se răcori. La un moment dat, copiii au fost luați de un curent și au ajuns într-o zonă în care apa era foarte adâncă, de peste 3 metri. Băiatul de 14 ani a reușit să se prindă de un stufăriș și a putut să iasă la mal. Din nefericire, băieții mai mici au fost luați de curenții de apă și nu au reușit să rămână la suprafață. Băiatul care s-a salvat a mers la un cioban care se afla cu oile în apropierea malului și a cerut ajutor. M-a sunat ciobanul, s-a sunat la 1-2, m-a sunat poliția de la Salcea, a venit poliția, m-a așteptat. Ați sunat că ce? Ce ați văzut? Ce v-a zis ciobanul? Ciobanul să sună la 1-1-2, că sunt negrat doi băieți de la Salcea. M-a sunat la 1-1-2, a venit mașina de poliție, le-am arătat unde să vină, zona. Dar cam care e zona? Zona, drept stâna, că asta e stâna. Da. Și am așteptat ambulanța, m-a sunat și ambulanța, nu știa unde să vină, și am așteptat și unde, și ambulanța, pompieri. Dar cam de cât timp îi caută? De vreo două ore. Câte persoane erau în apă, câți copii erau? Doi, era fratele lui aici când am venit eu, era speriat băiatul. Vai, frații mei. El a scăpat, a încercat să-i salveze și nu a putut. S-a prins de o rădăcină de așa și el a ieșit afară. E periculoasă zona asta? E periculoasă. Cât de adâncă? 3-4 metri. Este un bărticuș. Se scoate balast de aici sau de ce e așa de adâncă? Nu se scoate. S-a scos înainte. S-a scos balastiera aici. E periculos? Mai fost accidente în zona asta? Mai fost, dar partea cealaltă, este o cruce dincolo. E periculoasă zona aici. Și vin, mai vin copiii nesupravegheați, vin, nu? Copiii vin toată ziua, pe aceștia eu mai văzut aici, prin zona asta. La fața locului au ajuns pompierii de la detașamentul de pompieri Suceava cu o barcă pneumatică, dar și cu o echipă de scafandri. Militarii au început căutările, iar scafandrii au notat ore în șir în căutarea trupurilor celor doi copii, sub privirile îndurerate ale familiilor. Ne-am deplasat cu o echipă de scafandri, cu o barcă pneumatică, cu motor și cu un echipaj smurt. Este misiunea scafandrilor una dificilă? Misiunea scafandrilor este una dificilă datorită vizibilității. Este destul de greoaie în albie și a aluviunilor de pe fundul albiei. Mai mult, și oamenii din zonă au făcut un lanț uman, au coborât în apele Sucevei și au încercat să-i găsească pe copii. Abia sâmbătă seară, în jurul orei 20:40 de minute, a fost găsit și recuperat trupul neînsuflețit al băiatului în vârstă de 14 ani. Militarii și scafandrii au oprit căutările sâmbătă noapte și le-au reluat duminică dimineață. După încă 4 ore, au găsit și cel de-al doilea trup de copil.